Bună ziua, prieteni! Îmi găsesc cu greu cuvintele în această zi în care asist la asasinarea, la măcelărirea unor industrii din economia românească. Mă refer la Horeca, mă refer la turism, dar mă refer și la artiști, la sportivi. Mă refer la măcelărirea sistemului educațional din România. Am încercat până acum cu vorbă bună să le explic că nu fac bine ceea ce fac. Nu doar eu, mulți alții. Ca să vă dau doar un exemplu, ieri s-au lansat celebrele ajutoare, granturile pentru IMM-uri, menite să salveze industriile. Vreau să vă anunț, dragi prieteni, că aceste granturi vor putea salva în bugetul alocat de acești indivizi doar 4.000 dintr-un total de 50.000 de firme. Politica aceasta a primului venit, primul servit, este un praf în ochi care condamnă la sărăcie în jur de 2,5 milioane de oameni care lucrează în industrii și în industriile pe orizontală, cu familiile lor. De aceea m-am decis să fac apel la voi și să vă chem pe data de 31 octombrie în Piața Victoriei pentru a le atrage atenția acestor indivizi că locul lor nu este acolo. Dacă până miercuri Guvernul României nu va aloca bugetele necesare salvării întregii industrii afectate, fac apel la voi, prietenii mei, la toți cei care gândiți, indiferent de culoarea voastră politică, aici nu e vorba de culoare politică, ci este vorba de un bun simț elementar, de o empatie elementară, pentru că 2,5 milioane de oameni aruncați în sărăcie nu reprezintă chiar nimic pentru țara asta. Fac apel la influencerii de pe Facebook, Dan Bitman, Mădălin Ionescu, Seli, de câte ori n-ai vrut să vorbești cu individa de la educație despre ce se întâmplă în educație. Fac apelul ăsta pentru că nu mai suport. V-aș ruga, dragi prieteni, înainte să dați cu piatra, să vă gândiți de două ori și să fiți atenți foarte bine la ceea ce v-am spus aici, nu la fața mea, la personajele pe care le-am interpretat, la discreditările care mi-au fost aruncate. V-aș ruga să vă uitați bine în jurul vostru și să vedeți, poate, adevărul. Sau poate că eu greșesc. Până atunci, dragii mei, vă chem duminică 31 octombrie la orele 19 în Piața Victoriei pentru ca oamenii ăștia să aibă parte de ce și-au dorit întotdeauna, de alegeri anticipate. Vă mulțumesc!